Dimineața din nou, ce crezi, Răzvan? Am și astăzi un pic de ardei iute pe masă. S-a întâmplat ieri al tău să fie iute, eu am gustat dintr-unul și era mai puțin iute. Așadar, e bine, atunci când adăugăm ardei iute în orice preparat, e bine să îl gustăm înainte să vedem cât de iute este. Pentru astăzi am spaghete vesele, le-am spus vesele în primul rând pentru că spaghetele sunt ondulate, sunt crețe. În felul acesta dau o notă mult mai veselă preparatului meu. Însă am baza preparatului ce constă într-un sos de roșii absolut delicios, un sos cu care puteți crea foarte multe preparate în bucătărie. Și acum, pentru acest sos, aveți nevoie de roșii decojite în suc de roșii, bineînțeles, un pic de pastă de tomate, ardei chili, de preferință dacă îi aveți pe aceia micuți, foarte, foarte micuți, uscați, sunt ideal pentru că puteți să-i controlați cantitatea atunci când adăugați în sos. Rozmarin și busuioc, dar și usturoi. Pentru preparat mai am nevoie și de pecorină și, bineînțeles, cel mai bun și de cea mai bună calitate, ulei de măsline extra virgin preparat la rece. Vă spun mai multe detalii și pașii importanți pe care trebuie să-i respectați, pentru că începeți prin a căli usturoiul în uleiul de măsline, apoi urmează roșiile decojite, dar fără suc, pentru că și acestea, călindu-le în uleiul de măsline, am dreptate? Da. Au un gust absolut special. Urmează sucul de la acestea, pasta de tomate ca să-i dați o consistență, rozmarinul ce trebuie să fie din belșug de la început, busuiocul însă trebuie adăugat puțin la început, asta ca să-i dea o aromă sosului, iar restul de busuioc spre sfârșit întotdeauna ca să fie să aibă acea aromă mediteraneană specifică Italiei. La sfârșit voi adăuga pecorino peste paste, însă țin să vă spun că dacă mai adăugați la acest sos, de exemplu, niște capere sau măsline, îl puteți folosi la fripturi, la legume pe grătar, la sandvișuri, la absolut orice. Este un sos delicios. Vă dau mai multe detalii pe parcursul emisiunii. Mulțumesc!